Hai să vedem pentru ziua de miercuri 18 august care este mesajul cărților de tarot. Foarte frumos! Foarte, foarte, foarte frumos! Uite aici, avem 10 cupe. Astăzi ți se împlinește cea mai mare dorință în dragoste, în prietenie, în relații interpersonale. Mai ales dacă mi-ai ascultat sfatul de ieri, mai ales dacă ai ascultat de Regina de Cupe și ai făcut ce ți-a cerut aceasta, dacă ți-ai ascultat intuiția, dacă ai renunțat la gândirea și la programul și la orarul rigid și ți-ai ascultat nevoia inimii. Uite, astăzi Regina de Cupe te răsplătește cu 10 cupe pline, pline ochi. Ce înseamnă aceste 10 cupe? Înseamnă relații echilibrate, armonioase, frumoase. Înseamnă că ai prieteni care te susțin, care te ajută, care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Înseamnă că relațiile tale de familie, cu părinții, frații, surorile, sunt mult mai echilibrate, nu mai sunt tensionate și chiar lucrați împreună ca o echipă, ca o familie, vă ajutați, vă susțineți unii pe alții. În dragoste înseamnă că relația ta merge către o direcție foarte frumoasă, merge către o direcție foarte stabilă. Aici chiar e posibil să ai motiv de sărbătoare împreună cu partenerul sau partenera sau împreună cu cineva din familie. Dacă ești singur sau singură, azi ai foarte mari șanse să îți întâlnești alesul sau aleasa inimii. E o energie foarte frumoasă care vine cu emoții și sentimente pozitive. O să fie o zi superbă această zi de miercuri 18 august. Profită la maxim de această energie. Nu lăsa să-ți scape printre degete această oportunitate atât de frumoasă pentru dragoste bazată pe prietenie, pe respect și pe admirație reciprocă. Dacă ți-a plăcut mesajul meu, te invit și pe canalul de YouTube unde am pregătit o grămadă de alte surprize pentru tine. Pa, pa!